Să studiezi la Harvard este o realizare, instituția fiind considerată cea mai prestigioasă universitate din lume. Aici au terminat 8 președinți americani, peste 60 de miliardari din lumea întreagă și sute de oameni de știință, mulți dintre ei laureați ai premiului Nobel. Acum aproape 30 de români studiază la Harvard. Cei mai mulți sunt olimpici internaționali, cu premii importante. Radu Andrei a câștigat aurul la fizică și spune că această universitate de top este total diferită de tot ceea ce există în țară. Cum e relația cu profesorii la Harvard comparativ cu ceea ce se întâmplă în țară? Sunt și aici diferențe mari? Da, foarte deschisă aș putea spune că este relația profesorii. Sunt mult mai relaxați și cultivă o atmosferă de asta de prietenie. Aici în România de obicei se simte o rigiditate și o anumită distanță. Adică profesorul e undeva mai sus și elevul e mai jos. Cât timp în state, cred că vor să se situeze pe același plan ca să faciliteze comunicarea. De exemplu, în momentul în care mai avem o întrebare, ceva neclar, putem să-i scriem profesorului un mail. Și când ne răspunde, de obicei se semnează doar cu prenumele, fără niciun titlu, fără nume de familie, adică Joe, lui, Jacob, atât. Fără să mai vină cu niște titluri oficiale care sunt foarte impresionante. Profesor universitar, doctor, mai ales la o facultate atât de mare, înseamnă ceva. Dar în momentul în care cu toții știm cine sunt acești profesori și cât de buni sunt la ceea ce fac, nu mai simt nevoia să ne arate lucrul ăsta în fiecare zi. Povestește-mi câteva întâmplări neobișnuite poate pentru tine, învățat cu sistemul de învățământ de aici din România. Da, prima chestie care m-a surprins un pic, dar mi se pare foarte bună, este că pe profesor nu-l interesează ce faci la curs, cât timp nu-i deranjezi pe ceilalți și cât timp tu înveți. Adică, de exemplu, la un curs de fizică din semestru întâi, am văzut că niște colegi își mai aduceau niște mâncare, cafea, dacă nu au să timp să ia un mic dejun mai consistent dimineață, că de obicei ne trezim cam târziu și ne grăbim la curs. Și își mai luau mâncare, cafea la curs și în momentul în care ei învățau și se descurcau foarte bine la curs și prin faptul că mâncau sau beau cafea nu deranjau pe nimeni, profesorul nu spunea nimic. La un moment dat chiar l-am servit și pe profesor cu niște cereale, a început să râdă, ne-a mulțumit și ne-a refuzat, dar nu a avut nicio problemă cu chestia asta. Și cred că cea mai tare fază a fost când la un moment dat un coleg s-a trezit după ce a început cursul, s-a uitat probabil la ceas și a realizat că e deja în întârziere și a fugit în pijama și în papuci și a venit la curs și s-a așezat. Și profesorul când l-a văzut a zâmbit puțin, dar n-a zis nimic și nu i-a făcut nicio reproș nici atunci, nici după curs. Adică, încă o dată, în momentul în care îți faci treaba și nu-i deranjezi pe ceilalți, poți să faci ce vrei. Cum arată camera ta de cămin? Mare, mult mai mare decât m-aș fi așteptat. Curată și mi-ar plăcea să spun și ordonată, dar nu e întotdeauna așa. Voi locuiți în apartamente? Da, de obicei suntem câte 3-4 într-un apartament cu două dormitoare și eventual o cameră comună mai mare, un fel de sufragerie. Eu am avut doi colegi de apartament și având apartamentul 3 camere, am avut fiecare camera lui. Am stat singur în cameră și asta este norma. Destul de rar mai stau câte 2 în cameră, dar niciodată mai mult de 2. Deci chestia asta e văzută, a ține unul sau maxim doi studenți într-o cameră, e văzută nu numai o chestie de confort ca să ne simțim bine și atât. E și un mijloc de a ne asigura că dăm rezultate mai bune la învățătură. Costul căminului studențesc este inclus în bursă? Da, da, deci în momentul în care se calculează bugetul pentru un an, cât estimează ei că trebuie să cheltuim, noi includ școlarizare, cazare, masă, bani pentru transport, pentru avion și niște bani de buzunar inclusiv, plus ceea ce trebuie să cheltuim pe cărți. Și câți bani de buzunar ai într-o zi? Nu cheltui foarte mult pentru că avem asigurat tot ceea ce ne este necesar. Adică avem la masă tot ce ne trebuie, mai puțin ciocolată, nu avem ciocolată la masă pentru că nu e foarte sănătoasă, presupun că ăsta e motivul. Câteodată mă duc și mai cumpăr, dar în afară de o ciocolată ocazională nu prea am foarte multe cheltuieli, totul e asigurat și atunci cred că
mai mult de $50 pe lună nu cheltui. Adică, până la urmă, studentul de la Harvard nu are grija banului. Cei care sunt cu bursă completă, da. Și cei care nu sunt cu bursă sunt cei ale căror familii își permit să suporte costul și atunci cred că nici ei nu au griji foarte mari. Radu, cum ai ajuns să înveți la una dintre cele mai performante instituții de învățământ superior din lume? Mi-am dorit să aplic la facultate și în străinătate. Am ales 6 universități din Statele Unite și 5 din Anglia. Și am aplicat. De la Harvard a venit un răspuns pozitiv, m-am bucurat foarte mult, evident. Am cântărit toate ofertele și am luat hotărârea să merg aici. Fără doar și poate, o medalie de aur la Olimpiada Internațională de Fizică te-a dus mult mai aproape de acest vis de a studia în străinătate. Este practic o bursă pe care ai câștigat-o, nu? Da. Sunt finanțate cursurile tale? Da, costul fiecărui an la Harvard este destul de mare și mai ales veniturile din România raportate la nivelul de trai din Statele Unite sunt destul de mici și nu aș fi putut să merg acolo dacă nu aveam o bursă. Bursa e aproape completă, eu mai am de plătit foarte puțin, practic o parte din biletele de avion dus întors pentru vacanță. Așa că oferta este foarte bună, foarte generoasă și mă bucur că au acest program de ajutor financiar care permite mai multor studenți să vină să le urmeze cursurile. Sunteți mulți studenți români la Harvard? Da, în cei 4 ani de facultate propriu-zisă plus cei care mai sunt înscriși la doctorat, cred că suntem undeva între 20 și 30. E o comunitate destul de strânsă și ne face plăcere să ne întâlnim la sfârșitul săptămânii când suntem mai liberi. Toți sunteți veniți cu burse, toți sunteți olimpici internaționali cu premii importante câștigate la aceste concursuri? Mulți dintre cei care studiază ceva pe știință, adică matematică, fizică sau informatică, au participat la olimpiade internaționale în liceu și au obținut premii, dar asta nu e o condiție obligatorie pentru admitere. Foarte mulți dintre studenții de la Harvard n-au fost în viața lor la o olimpiadă. Nu i-a pasionat chestia asta.